chiar mic. Foarte bun acasă, într-un moment extraordinar dur. Pentru noi trei puncte importante în creșterea noastră, a grupului, a tot ce facem. Știam că va fi foarte greu, echipă termică, determinată, cu un fotbal foarte agresiv și foarte pe poartă, creează multe ocazii, după care am marcat cel mai multe în acest sezon. O echipă care îi face golul, îi face atacul și noi am început, am creat o strategie care să fie de succes și cred că aici am surprins. Tot ce am gândit în dimineața asta a fost pozitiv, a fost benefic pentru noi pentru că ne-a dus succesul. Jucătorii care am crezut în ei și cum am creat strategia pe ei ne-a dat și golul. Așa că am avut un fotbal, un joc mai direct, nu cel care era să obișnuim noastră. Cred că i-am surprins și cu jucătorii și formația și tot ce am făcut am fost inspirați. Foarte fericit pentru că noi niciodată nu am câștigat un Botoșani. Suntem fericiți. Cât a contat eliminarea lui Mironi? Jocul era echilibrat, ambele echipe și noi am avut ocazie și cu Mironi în teren am avut ocazie clară să marcăm și cum ai viză trebuia să ne marcăm în 2-1-0. La 2 metri sau 3 metri a avut nimeni, a avut a doua repriză iară, ocazie foarte mare. Ei au avut ocazii, jocul a fost deschis și până atunci și după eliminarea lui Mironi, zic că am preluat noi puțin controlul jocului, am început să jucăm cu atacul pozițional așa cum ne place nouă, să atacăm pozițional, dar eu cred că ambele echipe au ajuns în situații de a marca și ei și noi. Dar normal, noi am făcut mai multe pase așa cum făceau și ei. Oricum, ciudat ați protestat și dumneavoastră, v-ați adresat de frază, protestat și gaz, deci spectatorii. Zic că a fost un meci frumos, două echipe frumoase, două meci bun și restul, după aceea, la fotbal, am zis nu-i ca la tenis, totdeauna fiecare își dorește să poată să aibă o părere în timpul meciului, dar... Ați avut o discuție, mai ați venit după o intervenție în care am prins 60. Da, am avut. Am văzut și eu ceva acolo, așa, ce să văd, poate e bine, poate n-a fost, nu știu, da. Asta e, nu am văzut. Așa obișnuiți să faceți tactica în dimineața meciului, că ați spus dimineața, ați fost foarte inspirați. Tactica o fac de acum, trebuie să mă gândesc la dinamă. Nu am analizat la meciul de astăzi. Păi și la Botoșani, pe meciul de acasă ne-am gândit la Botoșani. Am analizat, dar deciziile toate le iau dimineața cu staff-ul, în discuție cu ei. Pentru că eu am ideile mele, ei văd ale lor, vedem diferit, lucruri diferite, DVD-uri și tot ce trebuie să vedem de adversar. Fiecare are informațiile lui, le strânge în dimineață, eu vin cu a mea la sfârșit, intre cu ei și ajungem la un numitor comun și facem o strategie, o formație care în ziua meciului. Noi am schimbat o jucător de anul trecut, noi avem formația făcută, sunt jucători noi care meritau să le dăm spațiu, Dani Lopez, nimeni care au fost accidentați, Dani i-a murit părintele, tata, acum o săptămână, în România, trecut printr-un moment foarte greu, Râniceanu și el a avut moment, am niște decizii importante astăzi, dar eu zic că a fost bun. Mitache merita și el să înceapă într-un meci, funda stângă, am luat niște decizii, dar le-am luat împreună cu staff-ul pentru că luăm împreună. Eu zic că tot ce am făcut, ne-am surprins pe... A aplicat mai sub Botoșan, păi, cu 2-2. Echipa are 16 goluri în 8 etape. Scuzați, ce vreți, ce doriți, mă, dar nici acum nu sunteți mulțumiți. Nu, dar nu a scris să ne mulțumim. E o echipă foarte bună, știam lucrul ăsta. Dar am creat o strategie în care, să zicem că am făcut față unei echipe importante, bună formă, puternică acasă și am fost la înălțime și noi și am meritat, cred eu, să luăm cele două trei. Cum se pare nivelul în sezonul ăsta comparativ cu sezoanele precedente? Nivelul competiției, în general. Hai să fim serioși, tot timpul vorbim de nivel. Noi avem ce avem, trebuie să organizăm fotbal. Fotbalul trebuie susținut financiar de la bugete. Cum o să vorbim de bugete și de stabilitatea sportului românesc, atunci puteți să vorbiți cu mine așa. Nivel. Noi nu putem avea nivel la bugetele care le avem noi. Ce nivel vreți să cereți noi? De ce? Păi trebuie să vină să creăm, să vină să... E finanțare foarte bună, sprijin foarte mare din partea tuturor și atunci, cum să fie sport, o să fie o prioritate importantă a României, pentru că
El, obiectivul final al sportului, cum și al culturii și al sănătății, să creeze o nouă generație puternice care se bată pentru România. E social. Totul e social și atunci, bineînțeles, că trebuie să creăm oameni puternici care să lucreze pe România mai încolo. E mult de muncă, e nevoie de timp, e grea. Cine se înhamă, vedem. Acum, în momentele astea, eu zic că noi încă suntem într-o perioadă de suferință. Într-o perioadă, orice club, orice entitate în România suferă, pentru că nu e organizat la nivelul cel mai mare, nu e sprijinit la nivelul cel mai mare pentru a face performanțe la nivelul cel mai înalt. Și atunci pierdem jucători, pierdem jucători valoroși foarte repede, pierdem tineri care pleacă foarte repede, pentru că n-ai cum să-i ții, că toți își doresc, că e în sport, că e în cultură, că e în știință, cei mai buni se duc, pleacă. Asta e o problemă, trebuie să ne întrebăm și noi la un moment dat. Ce să facem? Ne adaptăm la ce e. Noi am mers pe grupul de tine, așa că eu sunt ultimul care ar trebui să vorbesc, pentru că clubul meu e cu tine, așa că eu sunt bazat pe ei, mă duc cu ei, am de unde să mă alimentez următorii 4-5 ani fără problemă. Am 40 de jucători foarte buni care o să ajungă în prima ligă, așa că 4-5 ani stau liniștit. Problema mea, dacă, cum ne zic eu, ce mai am din provincie, adică de afară, îmi fac o echipă bună. Dar în restul eu sunt, am plecat pe drumul ăsta și așa o să mă cunoașteți de acum încolo, cu tineri. Eu am investit când trebuie în tineri și sunt, cred eu că am făcut un lucru, cred că am făcut un lucru foarte bun. Nu credea nimeni, dar eu cred că am făcut un lucru foarte bun și acum, ușor, ușor, ne vin roadele, cum a venit, nu? Am semănat bine, nu ne-am crescut castraveți, ne-am crescut pe ele. Și avem pe jucăm și fotbalul, avem o mentalitate bună, jucăm fotbal, chiar dacă luăm câte 3-4 câteodată, riscăm un rezultat, dar copiii băgăm, copiii le dăm și avem talent. Suntem talentați, nu avem experiență, dar ușor, ușor, o să vină, o să vină. Eu sunt, știu că m-am încrămat la un lucru foarte greu, unde se consumă foarte mulți neuroni. Sunt disponibil la lucrul ăsta, că iubesc atât de mult fotbal, îl fac de plăcere. Și mă bucur enorm ca acești tineri să ajungă să facă performanță. Fac cu mine parteneriat cei care pot și vor. Astea sunt lucrurile importante. Prima oară trebuie să poți, să fii bun, să fii valoros, talentat. Și după aceea trebuie să vrei, ca să ajungi cel mai bun, trebuie să-ți dorești. Multă dorință, mult entuziasm, mult sacrificiu. Trebuie să iubești fotbalul, merg pe mâna mea, cei care sunt cu, vor rămâne cu mine, cei care iubesc fotbalul, la fel cum iubesc și eu. Și atunci încercăm să, și care poate. La urmă, ne-am născut să încercăm să câștigăm. Și atunci avem o mentalitate și ne dorim lucrul ăsta. Dar deocamdată, noi suntem mici, creștem, fiecare zi ne zbatem, cum am spus, la anul să ne vedem în prima ligă și nimic mai mult. Și când zic o zi foarte serioasă, răspund de ce zic, sunt destul de responsabil. Restul vorbesc baftă, aveți o echipă frumoasă, puternică. Ne-ați luat înainte, voi marcați multe goluri, noi mai puține acum, dar o să venim din spate, o să încercăm să creștem și noi zi de zi mai bine. Era parcă mai frumos a fost 4-4. Atunci a fost. Asta le-am zis dimineața, așa i-am motivat. Echipa care am făcut a fost o echipă de experiență, mult mai experimentată ca dinainte. Uitați-vă la formație. Le-am zis înainte, dacă copiii toți din Academie am făcut 4-4 și am dat 4 goluri, am luat 4, dar am dat 4, aveți o problemă dacă nu marcați astăzi. Și atunci, cu lucrul ăsta am început ședința de pregătire astăzi, pentru că știam că la Botoșani și Cristi Sava mi-a zis, putem să câștigăm sau să facem un rezultat bun numai dacă marchez. Eram sigur că nu se va termina 0-0, pentru că ambele echipe își doresc goluri, sunt ofensive, sunt tăioase pe poartă și atunci e clar că, da, noi am fost cel mai inspirat astăzi. Să arătăm.